Le, auzi, hai să mergem la Roșia Montană să vedem ce se mai petrece pe acolo. Oare ce mai fi făcând doamna Sanda? O mai croșetaia doamna Sanda șosete? Doamne, ce penibile! Au curs multe râuri de cerneală pe tema Roșia Montană. Între timp, premierul a adoptat un proiect de lege și l-a trimis spre aprobare în Parlament, unde ca deputat va vota împotrivă. Nu există un alt loc mai transparent, mai deschis tuturor opiniilor, cum este Parlamentul României. Nu puteam să trimit în Parlamentul României toate documentele dacă îmi respingeam proiectul de lege. Eu voi vota împotrivă. Auzind aceste vorbe care ne doare, președintele Băsescu, domnule, a taxat duplicitatea premierului. Păi ore prim-ministru, ore deputat. Domnul Ponta, când e prim-ministru, semnează începerea exploatării și când vede că apare reacții, spune da, dar sunt și parlamentar și mă duc în partea cealaltă și o să votez împotrivă. Asta este lașitate. S-au făcut multe spoturi cu oamenii din Roșia Montană, dar dacă nu știați, oamenii din spoturi erau actori. De exemplu, doamna care croșeta ciorapi. Am croșetat șosete, am croșetat plovăr, am cusut la mașină, cerceafuri, ce mi s-a cerut, ce am fost solicitat, am făcut prăjituri. Dar din păcate, nimic nu e ceea ce pare. Doamna care croșeta ciorapi are o problemă cu buha, după ce a fost surprinsă de colegii noștri din TV. Doamna Sandalung, v-am văzut la televizor că tricotați șosete. Mă bucur, spuneți-mi la companie ce lucrați. Buha! Așa e, fac. Ca voi, până Roșia Montană, plătiți de nu știu ce organizație de-a m***a. Înțeles. Am înțeles și eu. Deci puteți să reformulați ce faceți la companie, vă rog frumos? Ce faceți voi în Roșia Montană? Tu copile dispari. Deci dumneavoastră care tricotați șosetuțe, da. Și fac, ați spus că ce faceți în companie. Trag clopotile pentru morți. Ciprian Cătunescu, alias Ungru Bulan, ne spune ce gândesc oamenii simpli de la Roșia Montană. Roșia Montană, doamnelor și domnilor, această localitate mică din județul Alba, care a împărțit efectiv în două toată România. Și în aceste vremuri de răstriște, când este foarte la modă să postezi, nu-i așa, pe Facebook poze cu Salvați Roșia Montană, ne-am gândit să venim și noi să întrebăm pe oameni. Pe ăștia nu-i întreabă nimeni. Vreți sau nu vreți să fie exploatată Roșia Montană? Am realizat că pe oamenii de rând din Roșia Montană nu-i întreabă nimeni. Vor sau nu vor exploatare? Minerii știm că vor. Dumneavoastră vreți? Nu, nu vrem. Am fost aici la mina asta din Roșia Montană, aici am trăit, aici de acolo mi-am luat pensia. Și mina asta trebuia să meargă în continuu, dar ori fost hoții care ori închis-o, care ori furat-o. Bună ziua, sunteți de acord cu exploatarea minieră la Roșia Montană? Da, domnule, că aici e un sat, mai nu se este locul de muncă, nu urmă decât exploatarea asta Roșia Montană, atât are aici la noi. Sunteți de acord sau nu să se facă exploatarea aici? Păi depinde, sub ce să se facă. Păi așa, în condițiile care sunt acum. Care? Ce condiții sunt acum? Adică să vină canadienii să facă exploatarea. Deci anură pe mine, să mor fără zile, să rămâie pensia la stat, ce vă trebuie altceva? Asta vă întreb, sunteți sau nu de acord? Eu nu sunt de acord. Sunteți de acord cu exploatarea la Roșia Montană? Da. Da, că avem nevoie de locuri de muncă. Dar ați fi de acord sau nu? Nu ne mutăm, dacă nu ne mutăm, nu suntem de acord. Dea drumul la exploatare, că de nou fi vai așa mari. Eu așa zic. O cunoașteți pe Sandalungu? Aoleo, ciorap de lână? Da, care croșetează ciorap. Crobuz la scară și cu porcării și măgării. Să vă spun cinstit, femeile nu, le stă bine să mai și croșeteze, dar nu știu dacă din ciorapie, cum ducem noi, adelenii, face mare brânză. Și pe ceilalți domni, că se așa umblă vorba, că sunt actori de fapt. Da, păi porci, porci! Nu sunt actori, sunt porci. Pe expresie deplasată, dar așa ceva nu se poate, nu se poate. Toți parlamentarii să se gândească bine că noi când am votat USL-ul, noi am votat USL-ul să ne creeze locuri de muncă. Nici de cum să-și bată joc de noi. Să știți de la mine să vă spun eu, moți ori luat să curea pomăr și ori plecat. Și nu-i de glumit. Eu, de exemplu, la vârsta mea de 70 de ani, și dacă stau în pușcărie, nu-i baie. Nu vă interesează. Nu mă interesează și dacă stau în pușcărie, dar deci bagi joc de comuna asta Roșia Montană, va fi jale de ei. Luați să curea și... Va fi jale de ei. Sărbăt mâinile, ne acordați 2 minute? Niciodată? Nici. Vreau numai să vă cerem o părere. Sunt destul de cu valea. Valea! De cum valea? Că dar... Nu v-am făcut nimic. Deci, în concluzie, treburile simple. Oamenii din Roșia Montană vor doar să muncească. Sau Sandalungu vrea doar să croșeteze. Pa, v-am pupat!
Mulțumim, mulțumim foarte mult colegului nostru, pe care puteți auzi de altfel în fiecare dimineață la Kiss FM, are rubrica Ungurul Bulan. Ce-a bulan! Și cochilul! Eu am învățat la școală, dar nu știu dacă tu ai învățat la școală. Eu n-am învățat nimic la școală, n-ai fost la școală. Deci dacă ați învățat la școală că bogățiile subsolului aparțin întregului popor. Dar nu scria canadian după aia, mă rog, ceva incredibil, da. Dar adevărat, iată, doamnelor și domnilor, doar la noi premierul cu două capete. Iată, unul este de prim-ministru și celălalt de deputat. Mișu, sigur e ceva normal? Păi fii atent, eu cred că ăștia au început explorările la Roșia Montană, pentru că, uite, văd o chestie. Ponta s-a contaminat cu ceva, fii atent, uite-te tu. Nu m-am contaminat cu nimic. Așa e, nu m-am contaminat cu nimic. Nu m-am mai îngâna. Păi nu m-am mai îngânat tu. Mă plagiez tot timpul. Tu mă plagiezi pe mine. Mulțumim foarte mult premierului, da. Domnilor, o să băgăm puțină publicitate, dar care este neplătită de către Gabriel cu resursele lui. Da. Publicitate. Acțiune. Niciodată n-am crezut că la 42 de ani o să trăiesc din pensia mamei. Să luna, doamna Sanda! V-a trimis mama pensia din Canada. Nu, acum, domn Poștaș, că filme și eu ceva. Păi, dar nici nu vreau să vă deranjez, dar ce Porsche, ce frumos v-ați luat, l-am văzut afară. Da. Ai trăit banii de la reclamă, nu? Ce scuze, plecat, repede, să rog. Atenție. Am croșetat șosete, am croșetat plovăr, am croșetat ce mi s-a cerut. Hello, Sanda! It's me, Gabriel! Hi, how are you? Oh, domnul Resorse, este bună ziua! Dragă Sanda, fii atent la ce m-am gândit. Am nevoie să-mi croșetez o husă impermeabilă, cam de 8 km pătrați. Sigur! Pentru că vreau să acopăr un lac foarte mare cu ceanuri, you know? M-am gândit la un mic avans pentru tine. Oh, sigur, sigur, sigur. Sigur, mulțumesc. Bye. Atenție. Am făcut prăjituri. Dar ajunge. Faci o pereche de șosete, e 5 lei. Câte trebuie să faci ca să poți să trăiești decent? Sărmâna, doamna Lungu, am încărcat tirul cu șosete. Semnați foaia de parcurs. Încoace. Mersi. Cu ăsta aveți 15 tiruri pentru Perfect Italia. Perfect, ieși. Sărmâna. Atenție. De aceea, pe toată lumea care vine la Roșia Montană sau a auzit de Roșia Montană, vă rog să ne susțină. Mami, mami, acum putem să mergem să ne jucăm în lacul cu cianură? Doamne ferește, stai jos! Gata, oprim filmarea, mulțumesc! Mămicule, ce ți-am spus eu să nu te duci acolo? Oamenii din Roșia Montană nu-și doresc decât să muncească. Dar cu ce vor munci dacă mâinile le vor fi arse de cianură? Cu ce? Dar spune-mi că n-ai fost acolo! Asta este părerea noastră despre Roșia Montană. M-ar veni cu de ce să lucrezi? Cu ce, mă, cu ce să lucrezi? Cu ce? Și tu mulțumim foarte mult, Ioana Macarie, este colega noastră. Ea le și antrenează pe bebelușe. Dar tu n-ai văzut toți... Pentru că trebuie să muncească. Da. Toți italienii poartă șosetele, doamne, exact. Da. Ai văzut toată Italia plină șosete. Da. Hai să mergem.